Alfred, ariciul detectiv. Pădurea atacă. Mai sus, mai sus, mai sus, Alfred, mai la dreapta. La dreapta? Ești sigură? Da, sunt sigură. Atenție, faceți loc, vin acum. Milo, nu! Milo, ce tot faci? Ce crezi că fac? Mă opresc, desigur. N-ai putea găsi o altă cale? Cum să mă lase domnul Thomas să organizez cursa dacă tu distrugi linia de sosire? Sunt bine, nu vă faceți griji. Alfred, scuză-mă. Ești bine? Scuze, nu m-am putut opri. Din cauza adidașilor noi, uite-i. I-am ales special pentru cursa de mâine. Wow, nu sunt singura noutate. Ai remarcat, nu? Tricou nou, bandană nouă, un rucsac special cu un gadget care îmi permite să beau în timp ce fug. Sunt gata de cursă. Ia te uită cine e aici. Adidas noi, haine noi, dar același Milo. Ce spectacol, nu știu de ce te mai strofoci așa. Da? Ei bine, trofeul de mâine e al meu. În visele tale știu deja unde va ajunge trofeul. La mine acasă. Eu voi câștiga, fetelor? Cintia va O să-i arăt eu ce pot face. Ca să fac asta, va trebui să știu traseul ca în palmă. Pe curând! Milo, e în direcția opusă. Scuze, am adidas noi. După panta asta, o să grăbesc ritmul până voi ajunge la curbă și... Ajutor! Asta e! Perfect! Ajutor! La o parte, adăpostiți-vă! M-a atacat un monstru, i-a aruncat cu multe lucruri în față, apoi s-a năpustit și m-a zgâriat. Te-a atacat pe nepusă masă? Câți monștri te atacă după ce te avertizează? Stop! Milo, nu te mișca! Ce? Cum? Ce e? Nu te mișca! Cred că am găsit ceva! Am luat-o! Ce e? Pare a fi... măslinuță de iepure. Poftim? Am fost atacat de măslinuță de iepure? Nu e chiar asta, Milo. Seamănă doar cu ele. Cred că e primul nostru indiciu care ne va duce la găsirea vinovatului. Nu avem nevoie de alte indicii. Știm deja cine este vinovata. Cintia. Cintia? Cum așa? Îi e teamă că Milo va câștiga trofeul. Încearcă să mă elimine, nu-i așa? A câștigat anul trecut. Tot cred că va reuși și anul ăsta. Îl sun pe director. O fi având Cintia motive să se ia de Milo, dar nu putem acuza fără dovezi. Trebuie să investigăm cu mintea deschisă. E serios de misterios. Ce cald e! Îmi dai puțină apă? E acolo, după curbă. Ar trebui să rămân aici să țin de șase. Pista 12. Ne apropiem de locul faptei. Nu am nimic de raportat. Drumul e liber, cred. Cineva nu vrea să fim aici. Nu văd nimic. Nu
văd nimic. Deschide ochii, Milo. Oh, mersi. Unde e Alfred? Alfred! Ce se petrece? Așteptați! Credeam că ai fost atacat. Nu, nu, nu-i nimeni aici. Dar sunetul e al doilea indiciu. Prea bine, Cynthia, ieși. Știm că ești acolo. Da, a mers cum nu se poate mai bine. Ce ar putea face acest sunet? Ce ziceți de popcorn? Cum poți să te gândești la mâncare în clipele astea? Nu mă gândesc! Sunetul seamănă cu cel făcut de popcorn! Camil are dreptate! Popcornul face sunetul ăsta când explodează! Deci am auzit un fel de explozie! O explozie? Wow! Cynthia e hotărâtă să mă elimine din cursă! Voi câștiga! Voi câștiga! Voi câștiga! Chiar îmi doream asta? Ia te uită! Bună, Cynthia, vrem să te întrebăm ceva. Da, îți place popcornul? Oare ce l-a apucat? Ai încercat să-l sperii ca să renunțe la cursă? Să-l sperii? Ridicol! Drept cine mă iei? Am ceva mai bun de făcut. Serios? Unde erai acum o jumătate de oră? Cu mine? Ne-am dus la bazarul de pe deal să cumpărăm cremă pentru pene. Vântul suflă de-a lungul trupului meu, iar eu alerg la viteze super. Prea bine, scuze, Cynthia, am făcut o greșeală. Greșeala ta a fost că te-ai înscris în cursă. Chiar dacă n-a fost Cynthia, traseul e periculos. Ar trebui să anulăm cursa, nu? Nici vorbă, n-o putem anula. Domnul Thomas o să creadă că sunt o incompetentă și nu-mi va mai da o asemenea sarcină. Liniștește-te, Camil. Ancheta nu s-a încheiat. Avem nevoie de mai multe indicii. Cum o să le găsim? Întorcându-ne la locul faptei. Te-ai țăcănit cumva? Eu nu mai pun piciorul pe acel traseu. Îți amintești cum arătam când am scăpat de acolo? Are dreptate, dacă suntem iar atacați. Nimeni n-ar îndrăzni să ne atace. De unde știi? Ai dreptate. N-avem nevoie de multe pentru siguranță. N-aveți nevoie de multe, eu nu valorez nimic, nu? Am ajuns. Căutați indicii. Priviți, mai văd biluțe negre. La fel și aici, priviți. Winston, poți să faci un pas înapoi? Desigur. Aha, indiciul al treilea, o păstaie. Un indiciu? Zici că e o păstaie de fasole. Trebuie să fie o legătură între aceste trei indicii. Primul și al treilea indiciu par să formeze un tot. Camil, ai cumva bobița aia? Priviți! Stă bine în păstaie, înseamnă că e o sămânță. Am fost atacat de semințe? Dar asta nu explică sunetul. Adevărat? Scuze, sunetul ăla de popcorn îmi face foame. Popcorn, e atât de cald că se face și la soare. Soare, dacă poate face popcorn, de ce n-ar proceda la fel și cu alte plante? Aha, misterul e aproape deslușit. Serios? Sunt atâtea tufișuri în preajmă, cum să găsim ceva pe aici? Cel pe care îl căutăm are spini. Nu văd nimic. Au! L-am găsit. Adică vinovatul este un tufiș? Nu e un tufiș obișnuit, ci unul cu păstăi. Când e foarte cald, păstăile explodează și își aruncă semințele în aer. Grozav, dar cine mi-a rupt tricoul? Ce-ai făcut când ai fost lovit de semințe? Cred că am căzut. Ai căzut în spinii tufișului. Așteaptă. Privește! Iată o bucățică de tricou. Wow! Datorită ție, cursa se va desfășura. Cursa! Azi e foarte cald. Vă mulțumesc că ați venit la cursa 5 ca din Pădurea cu Cioturi. Concurenți pe locuri? Cine-i cea mai tare? Mai bună ca oricare? E fata noastră, Cynthia! Va câștiga! Atenție pe locuri! Fiți gata? Și... start! Hai, Victor! Hai, Victor! Hai, Victor!
ce te strofoci așa? N-o să câștigi niciodată. Vei fi avântul Adidas și noi, dar cum spuneam, ești același Milo. N-ai nicio șansă. Cynthia, ai grijă! Petrece, ajutor, sunt atacată. E doar un cufiș, nu-ți fă probleme. Chiar vrei să te cred? Mami, lasă-mă, lasă-mă. Trebuia să mă asculte. Cineva din pădure m-a atacat! E cineva acolo! Cineva? Acest tufiș are flori galbene aproape tot timpul anului, flori care se transformă în păstăi întunecate cu semințe. Tufișurile sunt ascunzătoarea preferată a păsărilor mici, pentru că frunzele lor le asigură protecție.